O onoare, o plăcere, într-un interval așa scurt să avem plăcerea să-l avem în mijlocul nostru pe domnul Ludovic Orban și la Colegiul de Economie Județean. Și astăzi, între aceste întâlniri, am avut plăcerea să întâmpinăm și pe președintele interimar, doamna Raluca Turcan. Mă bucur această atenție care se acordă organizației județene Dâmbovița, în trecut considerată de mulți un fel de batalion disciplinar, așa cum s-a spus și mai devreme, dar nu trec speranța că organizația județeană a intrat pe un făgaș normal, astfel încât Partidul Național Liberal, organizația Dâmbovița, să devină ceea ce își doresc toți membrii noștri, și anume un partid de forță în județul Dâmbovița și, în ultimul rând, în țară. Este o onoare pentru mine să-l însoțesc pe Ludovic în periplul lui prin toată țara. N-am reușit să țin pasul cu el, dar ținând cont că este regiunea de care am mai vorbit și în care m-am mai implicat, am ținut neapărat astăzi să fiu alături de voi. Am avut două perioade în care a trebuit să ajung la Târgoviște și să încerc să leg ceva aici. Mi-aduc aminte foarte clar atunci când am fost la niște posturi de televiziune, nu mai știu exact la care, când am început o oarecare ofensivă a PNL-ului vis-a-vis de PSD, că au apărut ceva supărări în PSD și atunci am fost retras la București și n-am putut să-mi continui activitatea. Este de asemenea o perioadă în care am fost trimis aici împreună cu un posibil lider al Partidului Național Liberal, care venea din UNPR. Am înțeles că o perioadă și-a făcut treaba oarecum bine, după care lucrurile au luat o altă întorsătură. Întotdeauna la dumneavoastră, la Dâmbovița, apar probleme, sau în cadrul PNL-ului apar probleme. Sper că odată cu alegerea noului președinte, toate lucrurile astea dispară. M-am hotărât de vreo 3 săptămâni ca această campanie să o închei în filiala județeană PNL Dâmbovița. Județ de care sunt extrem de apropiat, județ în care poate mi-am petrecut dintre toate județele cel mai mult timp pentru a pune umărul la construcția Partidului Național Liberal în acest județ dificil în care, din păcate, ciuma roșie încă taie și spânzură împotriva intereselor fundamentale ale dâmbovițenilor. Ludovic Orban a precizat faptul că este susținut de 48 de organizații din țară, fapt care îl dă mai mult ca sigur câștigător la alegerile din data de 17 iunie, când va fi ales noul președinte al Partidului Național Liberal.